Mai mulți șefi din organizația care conduce motorsportul mondial au plecat. Nathalie Robin a demisionat din postura de președinte executiv al FIA, organismul care coordonează inclusiv Formula 1. Plecarea lui Robin are legătură cu controversele din jurul președintelui Mohamed Ben Sulayem. Cea mai importantă competiție din patrimoniul FIA, Formula 1, este în următorii 3 ani în exclusivitate pe canalele Antena. Au început plecările la vârful Federației Internaționale de Automobilism după acuzele din martie la adresa președintelui FIA. Presa internațională a scris despre o presupusă ingerință a lui Mohamed Ben Sulayem asupra rezultatelor unor curse de Formula 1 din sezonul trecut. Comisia de etică a FIA, organismul care guvernează sporturile cu motor, l-a găsit nevinovat pe Ben Sulayem după acuzele că ar fi intervenit în etapele din Arabia Saudită și Las Vegas. Însă mai mulți oameni din conducere au decis să plece. Nathalie Robin, care era președintele executiv al FIA de 18 luni, și-a depus demisia. Plecarea lui Robin vine după ce alți 3 conducători din cadrul FIA au plecat în acest an. În ciuda apelor tulburi de la vârful Federației Internaționale de Automobilism, lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru Formula 1. Compania americană care deține drepturile pentru F1 a anunțat o creștere imensă pentru prima parte a anului. Peste 170 de milioane de dolari a fost creșterea veniturilor din drepturi TV, sponsorizări și promovările curselor față de primul trimestru de anul trecut. Acest lucru a fost evidențiat și de numărul mare de vedete prezente la Marele Premiu de la Miami, care a fost weekendul trecut în direct la Antena 3 CNN. Cântărețul Ed Sheeran a profitat de vizita la circuitul din Florida și a făcut o cursă alături de vedeta Mercedes George Russell. După o cursă istorică în Miami, unde Lando Norris a obținut prima sa victorie, Formula 1 revine în Europa în weekendul 17-19 mai. Sâmbătă 18 mai, de la ora 16:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al regiunii Emilia-Romagna pe Antena 3 CNN. Duminică 19 mai, de la 15:45, va avea loc marea cursă de la Imola, în direct pe Antena 1 și în Antena Play.